Acesta este un vlog dedicat puiilor. Uitați-vă până la capăt dacă vreți să înțelegeți ceva din el. Vă salut cu mult respect. Curățenia zilnică în compartimentul puiilor. Foarte important că puii să stea într-un mediu foarte curat. O dată la două zile cel mult le fac curat, grătarele le scot o dată la 3-4 zile. Aspirăm foarte bine pentru a evita acea mătreață pe care o arunc puii, ținând cont că eu țin puii la întuneric, ei aruncă foarte multă mătreață după ei în perioada asta și foarte multe pene după corp. Acum lăsăm puii să intre în compartiment. Totul este aspirat, ventilat. Puteți vedea. Puiții vor primi masa. Cum am mai spus și o repet, eu joc sistemul întuneric și nu dau mâncare foarte devreme la pui. La ora 9 dimineața ei ies la întuneric, la ora 18:00 le fac beznă, până a doua zi dimineața la ora 9 de dimineață. După ce eu termin cu scurătorii, da, ei ies afară. Astăzi nu vor ieși afară pentru că va trebui să merg să mă ocup și de matcă și nu pot să stau cu ei să-i supraveghez. Dacă vă plac vlogurile mele, nu uitați să dați un like, un comentariu. Cei care nu vă place ceea ce fac, vă rog să nu mă mai urmăriți. Eu fac aceste vloguri pentru cei ce iubesc cu adevărat sportul cu motel și porumbei, nu pentru frustrați. Repet, puii au până în acest moment 3 vaccinuri făcute, și anume Nobilis, RP-ul, PHA, va urma un RP-ul, după care îi voi vaccina împotriva difterovariolei cu Diftovac. În rest, puii mei nu au primit absolut niciun tratament și nici nu vor primi, doar dacă ferească Dumnezeu va fi cazul. În rest, minerale proaspete, mâncare B29 de la Varovais, cum am mai spus. Cum puteți vedea, puii au năpălit foarte bine pe corp. Cei mari din prima serie sunt înăpăliți foarte bine. Sunt mulți și mici. Aveți grijă de pui pentru că ei sunt viitorii pentru următorii ani. Eu vă salut cu mult respect și aștept comentariile dumneavoastră. Dacă considerați că vă sunt de ajutor vlogurile mele, nu uitați să lăsați un comentariu. Vă salut cu mult respect, Turbiță Valentin.